Salutare, prieteni, cu voi iarăși Motan Show și astăzi noi iarăși o să vorbim cu un fake. O să fie Diana Condurache, adică fake-ul acestui YouTuber. Haideți să începem, prieteni. Prieteni, deja am scris lui la acest fake profil. Salut, Die, ți-am scris pe Instagram și nu ai răspuns. Am vrut să-ți propun să facem un interviu, ce spui? Haideți să vedem ce o să răspunde acest fake. Prieten, deja a răspuns. Salut, care e contul tău de Instagram? Haideți să-i facem un screen contului meu și să-i trimit. Vrem pe Instagramul meu. Hop, facem un screen. Gata. Screenul este gata. Haideți să-l trimitem. Gata, i-am trimis screenul. Haideți să vedem ce o să răspunde acest fake. Prieten, a răspuns. Într-adevăr, am primit mesaj. Sorry, dar n-am văzut. Un interviu costă 150 de euro. Oh my god, 150 de euro costă interviu. Eu nu știu ce o să facem, dar un lucru foarte interesant. Nici nu i-am scrise pe Instagram. Pur și simplu a fost așa, știți, să vedem ce o să răspundă. Da, a scris că a văzut mesajul pe care nici nu l-am trimis. Ok. Nu știu cum să ies din situația asta cu 150 de euro. Trebuie, dar cred că e un copil de 10, 11, 12 ani. A făcut o schemă că să facem și fără bani. Haide, dă să-i scriem ok. Mai întâi facem interviul, după banii. Ok. Prieten, deja a răspuns. Nu trimiți banii pe PayPal și după vorbim. Man, ce facem, prietenaș? Nu vreau să facem un interviu cu acest fake. Adică să dau 150 de euro pentru a face un interviu cu un fake profil. Nu, no, nu, no, sorry. Eu cu fake-uri vorbesc și gratis. Haide să-i scriem. Scuze, dar n-am încredere în tine. 100% îți transfer banii după interviu. Ce spui? Prieten, eu cred că o să meargă și facem cu acest fake profil un interviu. Mi-a venit mesaj, prieten, bine, dar dacă nu plătești, îți promit că te iai cu mari probleme. Deci, acest fake profil o să vină în Republica Moldova să-mi facă mie probleme sau să-mi blocheze contul de YouTube. Haideți să începem. Tu într-adevăr ești prietena lui Alex Alvarez. Haideți să vedem ce o să răspunde la această întrebare fake-ul nostru. A, ce credeți voi, prietenaș? Merită un like acest video. A răspuns, prieten, nu. Alex e un prost și vreau să mă despart. Oh my god. Oh my god. Nu-mi vine să cred că acest fake scrie așa ceva. Serios? A scris, da, prieten. Eu sunt șocat acum. Eu nu știu ce i-a făcut Alex a acestui fake, că el atât de urât răspunde. Ce credeți voi, prieteni? Deci mi-a venit un alt mesaj. Glumesc, da, sunt prietena lui Alex Alvarez. Oh my god, ce YouTuber, adică ce fake noi avem de glumeț. Nice. Haideți să vedem dacă acest fake, cam câți bani îți imaginează că câștigă Diana Condurache. Cam câți bani faci din YouTube? Ce o să răspunde la această întrebare acest fake? Răspuns deja, diferit. Aproximativ cât câștigi? Mi-a răspuns, prieten, 3-4 mii de euro. Foarte super nice, man. Să câștigat eu 3-4 mii de euro, cred că deja avem un BMW, un Audi, un Ferrari și 10 apartamente prin Chișinău. Haide, următoarea întrebare să fie despre 5 Gang. Haide să-i scriem. Îți place ceea ce faceți în 5 Gang? Ce credeți, prieten? Ce o să răspundă? Ce o să răspundă de ea? Scrieți în comentarii, repede, repede. Este foarte super să particip la un anumit proiect ca 5 Gang. Eu cred că tot. Dacă aș participa la 5 Gang, este super să cânti între youtuberi cum ar fi cu Shelly. Nice, ok. Oh, mi-a scris. Deci când plătești? Deci acest fake cere bani. Cerșește, nu cerșește. Vrea bani pentru că mi-a dat niște răspunsuri super tari din partea unui fake. Adică acest fake așa gândește, prieten. Haide, plătește și continuăm. Dai să-i scriem că n-am bani și este doar un prank, cum să-și spune. N-am bani. Ok, nu știu ce o să răspundă la întrebarea aceasta. Principal lucru să nu mă înjuri, să spună du-te mai în pua acolo și de unde ai ieșit, bagă-te înapoi, știți? Eu nu vreau asta. Eu vreau să spun papa și el pam. Ok, ne mai întrebăm, ne mai vedem încolo încoa, știți? Muie. Nu, deși fake-ul iar pe mine mă înjură, prieten. Eu nu sunt prea exagerat în emoții. Scrieți în comentarii, da, nu? Like. Plătește. Da, prieten, cred că cu asta terminăm, deoarece acest fake cere bani de mine, dar eu n-am bani.
Adică 150 de euro să plătești când poți vorbi gratis cu un fake? No, sorry. Nu. Prieteni, nu uitați să dați un follow pe Instagramul meu și în mesaje în direct să-mi scriți care va fi următorul fake a cărui YouTuber și să-mi scriți toate întrebările pe care vreți să le vedeți în următorul video cu cineva dintre fake-uri. Eu aștept, linkul meu cu Instagram și Facebook este în descriere, dar cel mai bine adăugați-mă în Instagram, deoarece acolo sunt mai puțin și nu primesc atâtea mesaje și o să văd toate mesajele. Prieteni, nu uitați, follow la Instagramul meu care va fi aici pe ecran și în descriere linkul va fi. Acolo îmi scrieți care va fi următorul fake a cărui YouTuber și ce întrebări vreți să vedeți în următorul video cu acești fake YouTuberi. Ok, vă aștept, pa, pa, nu uitați de like dacă v-a plăcut acest episod.